După minutele obișnuite de tatonare, oaspeții au deschis scorul în minutul 15, după ce Brujan a reluat cu capul din mijlocul unei apărări visătoare a vâlcenilor. 0-1 a fost și scorul înregistrat la pauză, chiar dacă ambele formații au mai avut ocazii importante de a marca. După pauză, Viperele Albastre au întors rezultatul de pe tabelă, după reușitele lui Mihai Deaconescu și Bogdan Geantă, ambele cu capul. Tehnicianul vâlcenilor consideră că rezultatul a fost obținut cu puțin noroc, în timp ce antrenorul oaspeților dă vina pe lotul restrâns de care are parte. Echipa gazdă a creat presiune prea mare, pentru că noi ne-am retras prea mult, au avut foarte, foarte multe faze fixe și, din păcate, la două greșeli de marcaj au înscris de două ori. La golul 2, jucătorii mei au cerut opsa, nu știu, nu pot să mă pronunț că a fost recentrare de aici, de la colțul lung, o lovitură cu capul pe colțul scurt, mai era ceva pe linia porții, nu știu dacă a fost sau nu. Un meci pe care, din punctul meu de vedere pozițional și ca posesie, l-am dominat de la un capăt la celălalt. Unirea Târlungeni a venit să încerce să se apere cât mai bine și să ne surprindă pe atac rapid și contraatac, ceea ce au și reușit. Începutul de joc a fost cum nu se poate mai prost, pentru că am primit gol la o minge simplă în care o lipsă de marcaj. În etapa intermediară de miercuri, vâlcenii joacă ultima lor partidă din sezonul regulat în deplasare cu FC Caransebeș. Vâlcenii sunt obligați să învingă și speră la pași greșiți ai Olimpiei Satu Mare, principala contracandidată la accederea în play-off.